Acțiunea ale polițiștilor locali pe străzile din Târgu Jiu. Aceștia desfășoară activități zilnice pentru combaterea parcării în zonele interzise. Astăzi, pe calea București, cei care au oprit pe marginea străzii au fost așteptați la mașini de câte doi agenți ai poliției locale. Angajații poliției locale din Târgu Jiu au ieșit pe străzi pentru a asigura desfășurarea în condiții liniștite a traficului, atât pe arterele periferice, cât și pe cele mai circulate, însemnând intrările și ieșirile din oraș. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră au acționat astăzi în mai multe zone din municipiul Târgu Jiu. Ne aflăm acum pe calea București, una din zonele intens circulate din oraș. S-a mers inițial pe prevenție, nu au fost acordate până în momentul de față sancțiuni. Le recomandăm celor care circulă și în această zonă, dar și în alte zone din oraș, să fie atenți să staționeze doar în locuri permise și nu pe principalele artere de circulație din municipiul Târgu Jiu. Cei care au tras pe dreapta fie și pentru câteva minute au fost chestionați de agenții care de această dată i-au iertat, aplicându-le doar un avertisment verbal. Da, domnul Dorel, corespund toate documentele. Avem un semn acolo care este staționarea interzisă, care dumneavoastră aveți dreptul de a staționa 5 minute în care v-ați încadrat în timpul necesar pentru staționare. Vă doresc o zi bună și călătorie plăcută. Să trăiți respect. Astfel de acțiuni vor avea loc zilnic, iar cei care nu vor respecta legea vor fi aspru sancționați.